nu ni s-a întâmplat în perioada asta, cel puțin de când eu sunt la echipa asta președinte, nu ni s-a întâmplat niciodată să ieșim atât de devreme și să ni, sau chestia asta să ni se întâmple să nu mai vorbim de titlu, când mai sunt, îți dai seama, atâtea etape, atâtea etape de jucat din, și din retur și plus eventualitatea play-off-ului. Și tu să nu mai vorbești despre, să te consideri ieșit. Adică au fost, așa cum ai zis, nu, au fost niște obiective de tip campionat, cupă și în anii precedenți, pe care, eu știu, chiar dacă nu le-ai realizat, dar le-ai pierdut atunci spre Potou, spre cum a fost 2019-2020, le-ai pierdut la ultimul meci, că au jucat finala aceea, că ăla chiar s-a jucat, putem să-i spunem că a fost finala, pentru că l-ai jucat pe tipul de cupă a României, așa știi, adică cam așa, așa până la urmă s-a ajuns să se joace meciul ăla, plus 20-21, tot așa, spre final s-a pierdut ultimele etape, s-a pierdut șansa asta de a mai câștiga campionatul. Ori acum, prea devreme așa ieșit, să, eu știu, echipa de pe locul întâi să fie cu atâta distanță față de noi. Vedem. S-a tot vorbit în ultimul timp despre o despărțire a Universității Craiova de Laurențiu Reghica. De cine s-a vorbit? Toată presa. În general, când nu sunt rezultatele pe care lumea le dorește la această echipă. Eu știu, și presa sau le preconizau că ar fi trebuit să se întâmple. Sigur că pe urmă se reiescă și asemenea zvonuri. Dar așa, din câte discuții și eu știu și care le-am avut cu domnul Rotaru, n-am sesizat niciodată o chestie asta și nu se dorește acest lucru. Adică să se dea totuși credit antrenorului, e și opinia dânsului și, ți-am spus, ideea asta și în club, să merge în continuare. Nu s-a gândit nimeni la ceea ce spui pe aici. Cel puțin eu nu știu să fi auzit sau să fi participat la discuții de tipul ăsta. Pentru că s-a spus că nu se dorește, că e dorit Mirel Rădoi și... Nu știu, nu au fost discuții de tipul ăsta, în niciun caz. E Universitatea Craiova interesată de Niculescu, la UTA? Este un jucător interesant, un jucător bun, așa, pe ultimul an, în special în ultimul an acum, a făcut multe progrese, pentru că îl știm de mult și a fost sub observația noastră și înainte, dar avea o... N-a avut, eu știu, parcursul ăsta atât de bun cum l-a avut în anul ăsta. Probabil este un jucător bun și orice jucător bun, tânăr și, eu știu, român, dacă este interesant și normal că te interesează, nu numai el, și alții care sunt interesanți, eu știu, interesanți din ăștia români. Și tineri și de perspectivă, valoror, bun. Așa că nu poți să spui că nu te-ar interesa sau nu ți-ar conveni, nu ți-ar place. Acum depinde mult, ți-am spus, și ceea ce înseamnă interesul antrenorului, filozofia lui, ce gândește, a patronului. Că nu este important că ne place X sau Y, dacă nu considerând că în echipă, eu știu, avem alții mai buni sau... Vor mai fi plecări, veniri în perioada asta de... Cred că da, v-am spus, deciziile sunt la Reghe și la domnul Rotaru, sigur. Dar sigur se vor face îmbunătățiri la lot. Adică, și sigur, zic eu, sunt jucători care probabil vor fi eliberați. Așa mare e sigur, că știu și eu despre cine este vorba, știu despre cine e vorba, dar nu vorbesc eu înainte. Nu m-a întrebat, că nu, okay. Sunt așa decizii care ți le anunță
antrenorul, pentru că de-aia e pus acolo el să anunțe eu știu, schimbări, veniri, ei iau din atribuții și nu vreau. Am fost în postura asta și știu cum e. Dar, Sorin, pe cine vedeți selecționa României? Dan Petrescu sau Adrian? Băi, acum, înainte de a veni voi, eram pe niște mesaje cu Stoichiță, dar nu de fotbal, aveam noi, eu știu, un joc al nostru așa, de ne transmitem niște mesaje, clipuri și așa mai departe, fotografii, îți dai seama. Și îmi spunea că îi spusesem eu ceva ce trebuie să aleagă și el mi-a zis, lasă-mă acum că îți aleg după aia pe fotografiile respectiv și a zis, acum trebuie să aleg antrenorul. Sau cam așa ce. Și l-am întrebat și mi-a zis că nu mi-a spus de cine e vorba, probabil că sunt în ședință sau a spus doar că sunt cinci, s-au oprit la 5 nume și acolo trebuie să zicem. Deci în momentul de față sunt 5 pe listă. Da. Așa. Păi, aveam SMS-ul chiar înainte. Dar cine credeți că ar fi? Dan Petrescu sau nu? Sau pe cine v-ați dorit? Nu, Dan Petrescu nu e. Dan Petrescu. Încă, se pare că încă mai încărți. Cu toate că era apărut. Nu, Dan Petrescu, probabil dacă se plătește. Și îl înțeleg, nici eu n-aș face pasul, că el, în fond, este un antrenor profesionist, un antrenor a cărui meserie este, sau meseria care o face pentru bani și nu poți tu să-ți plătești, să vin la tine să lucrezi la tine, indiferent că lucrezi pentru România. Au trecut gândurile ăștia, nu ești în comunism sau în, eu știu, în anii dinainte de 90. Iar Dan Petrescu nu poate să își plătească el venirea la ei. Adrian Mutu? Probabil, nu știu, e decizia lor. Păi chiar nu, am spus, nu fac parte din anturajul lor și a great. Și așa că nici nu dau sfaturi, cum la fel de bine și deciziile care le au. Nici nu mă încântă, nici nu mă fac, eu știu, să-mi creeze nu știu ce bucurie. Așa că fac ce vor, chiar dacă este vorba de selecționata de echipa României, pentru că tot ce s-au făcut de 6 ani, nu de când sunt, cam așa sunt, nu știu, 4-5 ani, au făcut după capul lor. Ați văzut și rezultatele și așa vor face și acum. Da. Grupa pentru Liga Națiunilor, cum mi se pare? Bosnia, Finlandia. Accesibilă. Dar accesibilă a fost și aia dinainte. Eu nu știu, ați auzit că mă uitam și astăzi, s-au dat niște rezultate cu cine e fotbalistul anului, antrenorul și așa mai departe. Și la mine eu nu le-am pus nici. Singurul, cum să spun, laureat așa pe care am zis, sau cel mai bun, am ales la antrenor, pe Mircea Lucescu. Pentru că, într-adevăr, Mircea Lucescu, atâta timp când concurează, chiar nici n-ai, nu văd ce alt concurență e în, adică cât este în activitate și este băgat într-un clasament din ăsta, într-un top din ăsta, nici nu prea ai, noi din România, cu ce să-i pui acolo, știi, la balanță, la tal. În rest, apropo de grupă și ăla, cum să aleg un fotbalist, un prim fotbalist al României, atâta timp că tu, eu știu, te-ai încurcat în cupe europene cu cele mai modeste echipe. Tu, eu știu, când a fost, n-ai putut să învingi Islanda ca să poți să mergi la baraj. Și atunci, ăsta e un top al calității și nu un top al mediocrității sau al modestiei. Și atunci, prestații modeste, ca să poți să-l faci 1, 2, 3, 4, 5, să spui. Aici trebuie să iei. După mine, calitate, aici era, nu știu, să ai niște prestații pe cupe europene care să, într-adevăr, să satisfacă lumea, publicul și specialiștii și în același timp, și atât am spus, nu a cerut nimeni ca România să
să ia fața Germaniei, să fie pe locul întâi. Bă, da, un 2, să iei fața Islandei, să iei fața Macedoniei, să iei fața Armeniei, sau eu știu, măcar acel lucru ăsta cer. Să poate să ai niște pretenții de tipul ăsta. Nu mi se par niște pretenții exagerate. Și atunci, dacă tu n-ai reușit treaba asta, de unde până unde să-ți fac eu ție un top? Așa, analizând puțin și ceea ce s-a, la ce s-a ajuns, nici nu trebuie să te miri că România este, eu știu, sau este lipsită de rezultate din moment ce primul fotbalist al țării este un portar. Care, totuși, nici nu este la nu știu ce echipă de super top îți apără prin Cehia, dar totuși lumea îl alege pe Niță, eu știu, care a dat satisfacție. Foarte bine pentru el, bravo lui, sau așa, dar rar a fost, o singură dată mi se pare că a mai fost în România lucrul ăsta, eu știu, când a câștigat Silviu Lung. Da. Cred asta. Deși, fel, așa, făcând și balanță, Silviu Lung, Niță, vorbim despre alte velietăți, alte standarde și asta. Mă sorim ultima întrebare. În lupta pentru campionatul român, ce fel și pe CFR? Pe cine vedeți? Nu cred că mai e CFR o pierde. Ales dacă și Dan Petrescu rămâne acolo. Este o echipă, așa cum am mai spus-o și ieri, sau la fel s-am spus într-o declarație din Asta TV. Cred că ieri. Da. Echipa joacă exact ce vrea antrenorul ei. Nu interesează, eu știu, să satisfacă și să dea nu știu ce emoție retinei. Nu interesează să facă rezultatul, intră în teren tot timpul focusat pe acest lucru și îl reușești. E foarte greu să detroneze cineva la momentul actual pe CFR cu punctele avantaj care le are și față de FCSB și eu știu, nu vorbesc de locul 3, că nu iau voluntarul de acum care e pe locul 3 în calcul și nici pe celelalte din spate care ar putea să-i dea nu știu ce, să-i creeze nu știu ce emoții pentru titlul CFR-ului. Și am spus, din punctul meu de vedere, e favorită, cert așa. Sigur că în fotbal s-au văzut multe, se pot întâmpla multe, pentru că de-aia e frumos fotbal, știi? Când nu e, dacă nu regizează nimeni, pot să iese multe rezultate. Dar așa, bă, de asta e viziunea. Cred că va câștiga campionatul.